Salut, Alexandrei Zar. Revenim la capitolul alimentare combustibil cu motorină. Vorbim de un C-Class din 2002, W203. Mașina este un model T, break, și săptămânile trecute ne-am bătut capul cu pompa de înaltă în interior. Să vedem. În interior este ce am schimbat. Nu avem nicio scurgere. Da, ceea ce e foarte bine. Dar mașina ne-a lăsat un pic în pană în oraș și asta n-a fost prea plăcut. A trebuit să chemăm tractarea, platforma și să ne ducă acasă, la garaj. Bine, ok. Când am lucrat săptămâna trecută la pompa de înaltă presiune, am observat că până în a porni motorul, dacă încercam să alimentez pompa din înaltă cu combustibil, și acum ca să încep de la început să explic, aici avem filtrul de motorină, vine traseul pe aici, coboară aici și intră în conducta asta, adică e conducta aceasta, este singură de sine stătătoare această conductă, este o conductă lungă și intră în alimentarea pompei de joasă. Pompa de joasă, la rândul ei, comunică cu o conductă care se bifurcă aici, vedem Y-ul, da? Y-ul acesta bifurcă într-o supapă de reful. Adică, practic, asta ține combustibilul până aici în supapă și de aici așa tot aerul care este pe instalație iese prin acest ventil. Revenind la pompa de joasă, conducta noastră coboară, vine pe D din jos, de pompa de înaltă și, cum se vede aici, alimentează pompa de înaltă. Conducta asta altă de aici este returul care merge aici pe traseu, pe dedesubt de rampa de injecție. Asta e senzorul care citește presiunea. Aici ne iese returul din rampă. Bun. Am văzut care cum pupă circuitul, da? Acum să încercăm să ne uităm. Cam dificil totuși. Dar avem combustibil aici. Deci pe retur e ok. Aici așa este supapa DRV, o supapă care reglează presiunea în circuit. Bun. Asta este răcitorul de combustibil. Ok. Bun. Eu am văzut înainte că aici așa am urcat bulele de aer înapoi. Ceea ce pentru o pompă nu ar fi baș normal. Ca să o demontăm, trebuie să demontăm pompa de vacuum. Pompa de vacuum e prinsă în două șuruburi. Unul este aici și unul aici. Înainte de a desface șuruburile, trebuie desfăcut furtunul de vacuum. Asta e o pompă care generează vacuum pentru întreg circuit. Întreg circuitul din mașină și atunci ca să putem să desfacem asta, să ne fie viața mai ușoară, încercăm cu un domn mops. Ca să vă spun, din pompa de înaltă pleacă o conductă de combustibil, urcă pe aici și coboară pe din jos de rampă, foarte aproape de supapa de refulare. Asta alimentează cu combustibil toată rampa. Este o conductă metalică, ce înseamnă că suportă presiune foarte mare de combustibil. Asta nu vrea. Le păcălim așa. Foarte dificil de scos. Nu este dificil.
A, este scroc. Așa-i? Așa-i. Nu vrea. Ca să nu-l stricăm, lăsăm în pace și ne facem treaba în continuare. Era ideal dacă puteam să-l dăm jos, dar se pare că nu. Atenție că șuruburile care contează sunt cumva pe aceeași axă. Și avem unul aici. Pus pe închidere. Le desfacem complet că nu are rost. Atenție că aici este un tab care practic trebuia să țină cablurile astea. Frumos la loc. Ok. Acum că ne-am scos astea din cale, facem conducta asta și conducta asta. Nu spune că nimic nu ar fi trebuit scos asta. Ba, ne trebuie scoasă. Iasă din cale. Bun. Pentru a putea degaja zona de conductele astea, apăsăm tabul ăsta. Cam nenorocit. Bun. Apăsăm tabul ăla. Încercăm împingerea conductei afară. Se aude cum fâsie și înseamnă că sistemul nostru era încă sub un pic de presiune. Sau nu, avea aer. Cu grijă când se scurg conductele. Niște conducte destul de scumpe. Așa. Personal pot să vă spun că pe mine pe OM, conducta aceasta de la filtru până în intrarea din pompa de joasă a fost în jur de 170 de lei. Conducta din cheie din alimentarea de la pompa de joasă până în pompa de înaltă împreună cu supapa de refulare a fost vreo 370 de lei și cele din urmă conducta de la returul din pompa de înaltă până în rampa de înaltă a fost și undeva la 170 de lei. Ok. Okidoki.
Aici. Pe asta am scos-o. Acum trebuie mișcat jonglat cu pompa de jos. 00350. Pentru că eu din ce am văzut un EPC, Electronic Parts Catalog de la Mercedes, în două coduri după seria de șasiu a mașinii, unul este cu 00250 la final și unul cu 00350. Okidoki. Vedeți? Asta este acționată, pompa asta e acționată de către axul cu came. De din jos, printr-un alt pinion, face legătura la pompa de înaltă. Ea nu e dependentă de poziționarea axelor cu came sau arborului cotit. Singurele erori ce le puteți întâmpina sunt erori electrice din senzorul care citește presiunea sau senzorul care reglează presiunea. Ăla e practic o bobină. Punem asta deoparte aici. Trebuie curățată zona. Nu trebuie permis să intre miseria în zonă, pentru că ar intra direct în uleiul din motor. Asta să o împingem în interiorul ei. Așa, să stea acolo. Curs un pic de motorină pe pompa de înaltă, dar asta n-ar fi o problemă. Acum ce doresc eu să fac, să iau un rețel, să le fac smoc și să ținem gaura asta astupată cât de cât.